patru ani de la tragedia din Clubul Colectiv, care a șocat întreaga țară și a scos oameni în stradă, s-au dat primele sentințe în proces. În total, 115 ani și jumătate de închisoare și peste 50 de milioane de euro de despăgubiri. Rând pe rând au fost găsiți răspunzători pentru cele 64 de vieți pierdute. Fostul primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, patronii clubului, cei firmei care a asigurat spectacolul pirotehnic în noaptea fatidică, dar și pirotehniștii. Au fost condamnați și ofițerii de la ISU, care ar fi putut închide clubul după ce l-au controlat. Dacă l-ar fi închis, poate că astăzi nu am fi vorbit despre cea mai mare tragedie din România de după 1989. Hei, ce faceți? De fapt, știu. Vă gândiți la mine. Stați liniștiți. M-a durut cam rău, dar acum e bine. S-au scurs 4 ani, o lună și 17 zile de la tragedia din Clubul Colectiv, în care și-au pierdut viața 64 de oameni și câteva sute au fost răniți, iar justiția a avut nevoie de 3 ani ca să le facă dreptate celor care au rămas în urmă, mutilați trupește și sufletește, rude și supraviețuitori. Cristian Popescu Piedone deschide lista condamnărilor date de judecător după 2 săptămâni de deliberări. Fostul primar al sectorului 4 a primit 8 ani și jumătate de închisoare. Pedepse ceva mai mici de 7 și respectiv 8 ani de detenție au primit și cele două funcționare de la primărie, acuzate că au permis abuziv funcționarea Clubului Colectiv. Încă de la începutul procesului se declarau nevinovați. Din verificările care le-am făcut, are toate avizele. Acum, nu suntem răspunzători de ce construcții au făcut în interior. Patronii localului, Alina Anastasescu, Costin Mincu și Paul Cătălin Gancea, au primit pentru acuzația de ucidere din culpă pedepse identice, câte 11 ani și 8 luni de închisoare. Cei trei au pledat nevinovat până în ultima clipă a procesului și au cerut să fie achitați. Incendiu fabrica Pionier. Unde, pe ce stradă? Strada Săbătarilor 7, incendiu fabrica Pionier. Cu un an mai mult, adică 12 ani și 8 luni, ar putea petrece în spatele gratilor patrona firmei care a asigurat spectacolul pirotehnic, în timp ce fratele a primit o pedeapsă de 4 ori mai mică, 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Pe lista vinovaților apar și numele celor doi pirotehniști care au provocat dezastrul. Viorel Zaharia a fost condamnat la 9 ani și 8 luni de închisoare, în timp ce colegul său, Marian Moise, a primit 10 ani de detenție. Pedepsele care s-au dat în această primă sentință mi se par mici. Mi se par mici pentru că nu știu cât din totalul acestor ani cei vinovați vor face cu adevărat închisoare. Chiar și așa mi se pare puțin atunci când ești direct responsabil de moartea a zeci de oameni și de rănirea a altor câteva sute. Pedepse mari au primit și cei doi ofițeri ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care au fost în control în Clubul Colectiv. Fiecare dintre cei doi ofițeri, acum capitan în rezervă, a primit câte 9 ani și 2 luni de închisoare. Lista condamnaților este închisă chiar de cele două firme considerate responsabile de tragedie, Clubul Colectiv și firma de spectacole pirotehnice. Ambele au fost condamnate penal la câte 470 de zile amendă, adică fiecare câte 2.350.000 de lei. Suntem la o parte la zona penală, unde soluția este una echitabilă, pot spune, în ceea ce privește cuantumul pedepselor și soluția de condamnare. Noi vom formula apel împotriva acestei hotărâri, tocmai pe chestiunea de reducere mult a sumelor solicitate. Iar sentința nu se oprește la pedepsele date celor 13 inculpați și firmelor. Toți au fost obligați să plătească și daune civile și morale, fie către urmașii celor care și-au pierdut viața, fie către răniții care au supraviețuit. Dar și către spitalele care au tratat pe răniți sau instituțiile implicate în transferul victimelor la spitalele din străinătate. În total, cei condamnați trebuie să plătească peste 50 de milioane de euro daune. E greu de cuantificat. În cazul unui părinte care și-a pierdut copilul, de exemplu, să poți să stabilești valoarea unei despăgubiri, valoarea vieții respective. Așa și cu răniții, sunt victime care sunt mutilate pe viață și care au rămas fără degete, fără urechi, sunt mutilați psihic, sufletește. Banii respectivi nu știu cât o să mai poată să-i ajute.
Sentința pronunțată de Tribunalul București nu este însă una definitivă. Ea poate fi contestată atât de procurorii, parchetului general și cei Direcției Naționale Anticorupție, dar mai ales de inculpați, așa că soarta acestui proces va fi tranșată definitiv de Curtea de Apel București. Poate faceți acum, poate faceți, nu știu, orice, poate începeți măcar, măcar cu lucrurile mici. Noi o să ne uităm la voi în fiecare zi, cu minți de aici. Hei, ce faceți? Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.